De mult n-am pedalat în zona de nord a capitalei și iată, descoper pistă ciclabilă verde pe calea Floreasca. În sens invers merg mașini. La vale spre centru putem merge noi cu biciclete. E numai într-o direcție, nu știu în direcția cealaltă pe care cale, pe care șosea ne direcționează primăria. Dar oricum e bun. Nu știu de ce nu curăță vegetație și iată ne șfichiuiește așa la fiecare pas. Nici frunzele nu le adună, dar să admitem că e toamna și cad des. Poate măcar o dată pe săptămână mătură. Iată de ce e periculos să faci piste biciclistice pe trotuar. Pietonii de regulă merg neatenți, se răsucesc, se uită în stânga, în dreapta, cotesc brusc, fără să avertizeze. Mai au copil și mai neasâmpărat, cățel. De asta e bine să ne bage pe carosabil, dar poate că nu așa, pe sens invers transportului cu motor. Și aici, pentru că unii staționează ilegal pe pista ciclistică, poliția locală din capitală aplică amenzi. Și bine face. Unul din Telerman și altul din București. Asta e că aici o bandă e totuși pentru transportul public și mașinile astea cred că nu stăteau pe pista biciclistică, ci circulau pe un sens interzis și acum le-a oprit poliția pe pista biciclistică, deci nasol, iar e rău. Pe banda de transport public nu i-a oprit, dar i-a tras pe pista noastră, ca noi să ieșim pe carosabil să ne punem viața în pericol. Nu știu în ce fel tratează ei motocicliștii în situația asta. Dar văd că pe asta l-au lăsat. Cu scooter streacă mai departe. Poftiți? Deci transport public, local și biciclete au exclusivitate în direcția asta. Aici e oprit pe mai mult și o să-i amendeze pe rând. Își așteaptă rândul. S-au grăbit oamenii, au crezut că se poate. Unul a avut chiar decență să lasă un metru și pentru bicicliști. Bun, schimbă lucrurile. Încet, încet. Să avem răbdare și să insistăm când e necesar.